Bună ziua la fanii mei, vreau să vă spun că am fost acasă la Stehaia, la mine acasă, cu Bogdan, am fost ce să văd ce s-a întâmplat acolo acasă și a fost dispărute hainele mele din șifoner, jeansurile mele de colecție, hainele de colecție, tot a fost dispărute, le-a furat menajera și Tommy Manivelă, nu știu ce a făcut cu ei. Ori le-au vândut, ori le-au dat foc, ori le-au furat și nu știu unde le-au dus și sunt distruse. Nu mai ai nimic în șifonier, nu mai ai nimic jențile mele. Am fost acasă și nu m-am mai găsit. M-am încertat cu Anca oficiala, cu Nora, cu Cătălin, de ce mi-a lăsat să-mi distrugă menajera haine, de ce mi-a luat menajera hainele, cum mi le-a furat, cum să fie posibil. A zis Anca, nora mea, că n-a fost acasă și cu Cătălin, că a fost numai Tommy și cu menajera și că ea le-a luat și le-a dus la mama ei, la Severin, hainele mele. Odată mi-a zis că nu se știe, poate le-a dat foc, dar ea nu știe nimeni, nu știe ce s-a întâmplat cu hainele mele, unde aveam de la mama hainele de colecție, că cred că mi le-a furat. Și vreau să fac plângere penală lui menajera și lui Tommy, că mi-a distrus hainele, mi le-a furat, nu le-a mai găsit, multe obiecte de ale mele, bijuterii de ale mele, lănțișoare de colecție aveam și chiar nu le-a mai găsit. Aveam multe lucruri care mi se aparținea și chiar am fost supărată. Nu știu ce să mă fac, pentru că Tommy când a auzit că eu am aflat și că am fost acasă și am văzut că nu mai sunt hainele mele, a început să intre pe live, pe asta, pe TikTok, unde era Bogdan pe live și a început să înjură, să vorbească urât, am vorbit și eu urât, a vorbit și el lui Bogdan, că ce caută Bogdan cu mine acasă, cum ce caută Bogdan cu mine, Bogdan oriunde merge cu mine, sunt cu el, m-am măritat cu el, e alături de mine. Dacă eu stau acasă, o să stă și el acasă cu mine. Dacă eu stau la creu, la apartament, o să stă cu mine. Dacă eu vreau să stau la patron acasă, la mama, o să stă cu mine. La București, dacă eu vreau să stau, stă cu mine, Bogdan, oriunde merge. Și eu, dacă el vrea să stă la ora la creu, o să stau cu el. Ori în Germania, oriunde. E bărbatul meu, nu? Ce să bagă el, Tommy, ce fac eu în viața mea? Adică, de ce m-am dus eu acasă? Păi m-am dus că e casa mea, de la părinții mei banii, am băgat acolo în casă 500.000 de euro unde am luat de la sorul meu, de am făcut pușcărie pentru banii aia. Eu am făcut, am construit acolo bucătăria cu banii mei, eu am copii acolo, am nepotul, am nora, am copiii mei, cum ce zice ce caut eu acasă la mine? Păi ce caută el? Să aducă el pe menajera și a distrus casa și mi-a furat lucrurile. Și le-a dus la mamă sau la Severin, cum a putut el să facă una ca asta? Că eu acum văd, eu până acum n-am văzut că hainele nu mai sunt. Îmi spulsase mie lumea, dar nu credeam, până nu văd, eu nu cred. M-am dus acasă și am văzut și nu mai erau. Și acum nu știu ce să mă fac, chiar sunt distrusă din toate punctele de vedere. Cum ar fi să fiți voi în locul meu să se întâmple asta? Să-mi distrugă hainele, să-mi distrugă hainele de la tata, să-mi distrugă hainele de la mătușile mele care le aveam cadouri, de la neamuri, de la bunici, de la... Cum au putut să facă una ca asta, Tommy și cu menajera? Și mă obligă pe mine să nu mă duc eu acasă. Păi eu mă duc acasă când vreau, eu am domiciliul la casa mea, casa mea, copiii mei. Tommy n-a avut domiciliu acolo, menajera n-a avut și a locuit în casa mea o 7 luni de zile, care au stat abuziu în casa mea acolo, cu copiii mei. Copiii mei nu mai scăpa de menajera. Menajera stătea beată prin curte, a distrus casa, a distrus tot. A murdărit tot garajul, a băgat fer vechi în garaj. Niște oameni de 2 bani. Menajera era o curcă beată prin curte. Stătea curcă beată, bea toată ziua, a distrus copiii. Nu mai vrea copiii să o vadă. Cum a putut Tommy să ia el legătura, să vorbească, să intre pe live-ul nostru? Tommy, vezi de viața ta, vezi de drumul tău, rămâi în Anglia cu menajera ta curca beată
și vorbește cu ea acolo că să nu mai vină în casa mea. Stai că vorbești și cu Bogdan acum, să vorbească și Bogdan pe live-uri. Dar nu e adevărat că Bogdan... Unde e Bogdan? Bogdan, unde ești? Da. Să vii să vorbești cu fanii aici, că am... Vreau să fac filmulețul ăsta pentru ca să știe fanii ce s-a întâmplat când m-am dus eu acasă la mine la Stehaia. Vreau să vorbești cu fanii. Ce să vorbești cu fanii, ce s-a întâmplat. Păi aici vorbești? Da, păi aici. Hai că vorbim la bucătărie. Vezi ce s-a întâmplat... ce s-a întâmplat... cu... unde am fost acasă, ce s-a întâmplat, să vorbești cu fanii. Stai cum ții telefonul. Așa? Așa ții, nu? Da. Așa. Ține telefonul bine, pentru ca să vorbim cu fanii. Să-i explicăm la fanii cum s-a întâmplat să merg acasă și nu mai erau lucrurile mele. Nu mai erau hainele mele și cum a intrat Tommy pe live, spune la fani, explică că noi suntem persoane publice și trebuie să facem viața noastră publică. Să știe și fanii că fanii vede defectele noastre, vede subiectele noastre, le interesează pe noi, adică trebuie să dăm sticlele ăștia și ăștia ce pe masă. Așa, pe masă. Așa. Vreau să vorbești ca să știe toți fanii ce s-a întâmplat. Eu i-am spus la toți fanii mei că tu, unde mergi tu, mergi și eu, unde merg eu, mergi și tu. Adică eu dacă vreau să locuiesc acasă la stăia, la casa mea cu copii, tu o să locuiești cu mine. Dacă eu vreau să locuiesc la mama, la frate, eu o să locuiești acolo. Dacă eu vreau la București, la București stăm. Dacă vreau la Craiova, la Caraura, unde vrei tu, trebuie să vin după tine și tu și eu, okay. Să fim alături. Bună seara, prieteni, nu? Tovarși, dragi doamnelor și domnilor. Vreau ca să vă spun o legătură cu... Tommy, zis Manivelo, să spunem așa, și cu Olga, originală sau falsă, nu știu cum e, dar noi, după cum o știm, menajera. Ne cerem scuze dacă deranjăm cu menajera sau cu Tommy Manivelo, dar... Da, vorbește ea de mine, care o curcă pe ea. Așa știu eu și așa mă reprezint. Problema este în felul următor, că nu știu ce se întâmplă dacă eu fac un live, da? Eu fac un live și atunci când fac un live, apare cineva pe live-ul meu și îmi vorbește în plus. Telefonul, că se poate lumină, vezi? Îmi vorbește în plus. Adică cum vorbește în plus? Pentru că, nu, fiecare dintre voi, dacă puteți să faceți un live pe TikTok și ai prieteni, ai colegi, ai pe cine ai, atunci când tu vorbești despre prietenii tăi, despre colegii tăi, să apare cineva și să te înjure pur și simplu și să spune câte și mai câte. Înțelegi? Nu înțeleg despre ce a apărut Tommy pe live-ul meu, pentru că el nu era băgat în seamă. Adică de cine? De mine, de Olga, nici nu mă interesează a ceea ce face ea, cu problemele ei care are în străină. Adică, cum să vă spun, de exemplu, cu patroana, cu sorul sa, cu frate sau cu toată lumea de este acolo. Pe mine nu mă interesează și nu fac parte din aceea probleme care ea le avea din trecut. Ei, asta vreau ca să vă aduc la cunoștință cu Tommy. Tommy ce are frate, nu trebuie să intre pe live-ul meu și să mă înjure pe mine. Că n-are niciun drept. Eu m-am dus la Stehaia pentru că doamna Olga, dacă mi-a spus hai să mă duci până la Stehaia, eu am dus-o, da? Fiecare dintre voi făcea treaba asta. Și dacă eu am dus acolo, ea s-a dus acolo pentru că era dor de nepotul ei, de nora, de copii și de casă. Și de bunurile care le-a lăsat în casă, da? Deci bunurile personale care ea le-a avut acolo. O intrat în curte pentru că are tot dreptul. Am intrat și eu cu ea pentru că trebuia să intru odată ce sunt cu ea și m-a recomandat că eu sunt soțul ei și am avut tot dreptul să intru.
pentru că casa, cum mi-a spus toți și chiar cum mi-a explicat că ea este acolo și casa ei, da? E, atunci ce intră Tommy să-mi spune mie? De ce nu i-a spus ei? De ce nu i-a spus la lumea ei? La oamenii lui? Tot ce este acolo? Nu să-mi vine mie cu cap să mă înjure pe mine că, bă, Bogdane, de unde ești, de la Caracuda, și înjure de mamă, de mor și de alte de lucruri. Eu nu înțeleg treaba asta. De ce? Ori e căzut în cap, ori nu știu ce are. Dacă el are ceva pe conștiință și vrea să spune ceva, să intre direct la telefon și să vorbească cu mine. Nu pe live să înjure de mor și să se facă de râs, adică pe cine? Pe copiii lui însuși și pe neamul lui, pe chiar pe Olga, pentru că Olga nu merită așa râsuri pe live-uri și ea a început să spune și ea niște lucruri care nu trebuia să le spune. Da, chiar m-a iertat să toți parinei vreau în cele iertare pentru că am vorbit urât pe live, care niciodată n-am vorbit urât și chiar am vorbit pentru că n-am mai suportat să vorbească urât pe ăla și am vorbit și eu parcă mă transformasem și am vorbit urât. Îmi scăr scuze de la toți țiganii mei și de la toată comunitatea mea că am vorbit urât pe live-uri. Chiar îmi pare rău și îmi cer iertare pentru că am vorbit urât, pentru că m-a provocat Tommy vorbește urât și îți dai seama, m-a provocat și a vorbit și el urât și am vorbit și urât. Chiar îmi cer scuze de la țiganii mei și de la toți fanii mei, să mă iertați că mă auziți într-un videoclip, chiar am vorbit urât. Bun, aici așa, fiecare dintre noi avem emoții și nervi. Dar emoții și nervi trebuie să le păstrăm atunci când trebuie și pentru tine. Pentru că emoțiile și nervii nu înseamnă că să ies eu cu ele pe live, să înjur pe cineva. Înțelegi? Dacă vorbiți, vorbiți frumos, comportări și respect. Ai ceva de spus, puteai să spui, frate, de ce intrași acolo, cum a fost situația, cum n-a fost frumos. Nu înjurături de mamă, nu alte și alte. Bine, nimic de zis, eu îl iert. Pentru că așa e, sunt eu un om de calitate și îl respect cu aceeași ce mi-au făcut și aceeași ce mi-au vorbit. Dar în schimb, de acum încolo, Olga are dreptul să intre acolo. Olga are dreptul să-i vizitează copiii, nepoții și pe toți. Casa mea, copiii mei, nu la mea, nepotul meu. Pune eu merg în vreo. El nu are voie să meargă cu menajer acolo. Că menajera nu are nimic în casa aia. Mi-a distrus lucrurile, mi-a furat hainele, mi-a furat gențele de colecție, mi-a furat bijuteriile, mi-a furat tot. O să merg să-i fac plângere penală, să vadă judecătorii, să decidă lasă, ce a făcut Olga, hainele mele, cum până a făcut la judecători și până la mele, una și la alta, trebuie ca să discutăm personal. Personal, pur și simplu, de la om la om și că așa e bine, eu cred. Pentru că lucrurile la noi țiganii nu duce pe la judecături, pe la instanță și pe la prostii din aștia. Noi trebuie să ne ținem respectul, caracterul și mai departe. Pentru că și eu am făcut niște vloguri, dacă ați văzut pe canalul meu de YouTube, cu cumnații mei, cu ăsta soția mea, că nu, sunt de un calitate mai proastă, dar eu sper că Strehaia și Tommy nu este acolo unde nu mă așteptam. Speram că are un caracter frumos, dar nu, am văzut că este ieșit din comun, ieșit din societatea țigănească și nu am nimic de spus pentru el, pentru că până la urma urmei are păcătă pe pintea mai multe lume și dacă mă aude că vorbesc prost pe live, poate ne vedem la Craiova, la Strehaia, indiferent de colț în România sau poate peste hotare. Și nu-i frumos. Eu dacă mă simt că am greșit în față la un om și mă întâlnesc cu el la o cafea, la un restaurant, la o piață, undeva, pe toate colțurile lumii, ți-e rușine. Știi de ce? Mă mustrează pe mine conștiința în primul rând și în al doilea nu mai ai de niciun cuvânt de scos față de el. Eu sper că și Tommy, dacă să dăm față în față și să ne întâlnim undeva, cred că își dă seama de greșeală pe care
mi-a făcut-o pe live. Pentru că prezența lui și cuvintele și comportul lui care a fost foarte, foarte agresiv, sper că nu i-a dus nimic în folos. Sper că nu s-a bucurat de el și sper că și-a făcut mai mult nervi. Pentru că cu treburi din astea nu o să rezolv nimic și mai mult te gândești după o zi, două, ce ai vorbit, ce ai spus și ce n-ai spus. Eu așa sunt eu. Dar sper că și tu te gândești la ceea ce ai vorbit și la ceea ce ai făcut. Te rog frumos de acum încolo să închizi chestia cu mine, să nu mai mă pui în lucrurile tale care au fost din trecut și să te comporți ca un om de la Strehaia. Pentru că știu că toată lumea au acolo un respect și tu ești în afară din comun. Ce vreau să spun? De acum încolo, eu dacă mai fac un live și intri pe live-ul meu sau mai faci vloguri, te rog frumos să nu mai mă pui și să nu mai intri în conversații din ăștia foarte urâte. Pentru că eu nu prea suport oameni din ăștia fără caracter. Eu sunt un om care trec o dată, de două ori, de trei ori, dar dacă te ții tot mereu și cauți tot chestii care nu ne aparține unul de altul, să știi că vin și alte lucruri pe care nu ne așteptăm unul de altul de ele. Și aia nu-i frumos, pentru că suntem oameni până la urmă urmi. Dacă noi nu ne înțelegem ca să facem pace, adică cum pace, între tine, în Olga, în copii, în mine și toată lumea asta, că nu ești tu primul frate care ai făcut. Și nici eu, că și eu sunt într-o problemă foarte, foarte dură. Foarte grea. Aceeași chestie am și eu. Am lăsat casa, o n-am vândut-o. Am ajuns unde am ajuns, sunt cine sunt. Dar nu înseamnă să-ți pierd caracterul și cinstea și obrazul. Pentru ce? Nu e vorba de femei, nu e vorba de casă, e vorba de tine. Ca caracter și respect. Că tu poți să faci nouă casă. Tu nu poți să iei o femeie. Poți să iei 10 femei, 100 de femei și să faci încă 3-4 căși. Când ai minte și caracter și putere de la Dumnezeu. Să mergi pe drumul tău cu speranța ta și cu fericirea ta. Dar cel mai mult în lume este respect. Ce ți-a greșit mama să o înjuri tu dacă mama e moartă? Ce ți-a greșit? Eu te-am înjurat vreodată de mamă? Eu te-am înjurat vreodată de tată? Eu ți-am vorbit scârbos cum mi-ai vorbit tu mie pe live-ul meu când am făcut și am văzut toți prietenii mei și un comport așa egre, foarte agresiv? De ce? Pentru că am intrat acolo pur și simplu în Strehaia și tu până la urmă urmi intri cu pretenții și spui că de ce intru eu în Strehaia. Păi de unde și până unde știu eu că cine ești în Strehaia? Tu ești un om ca toată lumea în Strehaia. Deci trebuie să... Ești un om care îi dă bani, care a distrus să... copiii, familia, a distrus tot, s-a luat cu nurorile. Da. Tu nu trebuie să desparci. Să desparci lucrurile. Un tată care a făcut rău la copiii lui și le face rău, le sună și le amenință și le face depresie, le amenință pentru că vorbește urât de mama lor, le dă stres în fiecare zi, le sună cu amenințări. Ce tată e? Este un tată criminal, este un tată agresiv, este un tată rău, din care apare, are un suflet de câine, nu se gândește la copiii lui, nu se gândește la familia lui care a avut-o și a bătut joc de ea. Acum ce mai vrea de la noi? Că eu nu înțeleg ce mai vrea. De ce nu vede de menajera lui? De ce nu vede de Anglia lui? De munca lui să rămână pe viața acolo, să muncească el cu menajera, să facă casă, nu să stă menajera în casa mea. Mi-a distrus casa, a murdărit casa, a împuțit casa, a pus sticle prin dormitor, a făcut dezastru. A vărsat pe acolo când s-a îmbătat, am făcut mizerie în casă, miroase casa, tot, trebuie să jugrăvesc, trebuie să cumpăr dormitor altul, trebuie să renoiesc după ei.
niște norociți, niște împuțiți. Dar nu e, Olga, nu e treaba asta. E o curcă că beată unde a stat în casa mea. Ne lasă. Ce militaria să stăia? Am lăsat-o eu în casa mea, pentru că eu am un Dumnezeu și m-am gândit că era amărâtă, săracă, bai de cap. Păi s-a bucurat și la masa mea, la copiii mei, la bucătăria mea, la oale mele, la lingurile mele, s-a bucurat și ea să vadă cum e o viață normală. Că a avut o viață nenormală ea. Și mi-a părut rău de ea de asta în lăsat-o. Dar de acum încolo n-are ce mai căuta în casa mea. Să vadă de drumul ei, să vadă de Anglia ei, de băutura ei, de jocurile ei, de noroc, care se duce la jocuri. Păi eu nu mă duc la jocuri, că eu am pe Dumnezeu. Mie mi-e frică să mă duc la jocuri, pentru că îl pierd pe Dumnezeu. Dar ea nu l-are pe Dumnezeu, ea merge la jocuri, pentru că lucrează cu lucrurile rele. Este o femeie rea, este o femeie invidioasă, pentru că a putut să stă în casa mea. Cum a putut să stă în casa mea? La oanele mele, la cretițele mele, la paharele mele. A distrus totul. Și mi-a furat și lucrurile. Mi-a distrus tot, mi-a furat lucrurile, le-a distrus, nu știu unde sunt. Și o rog frumos să-mi spună unde sunt lucrurile, ca să nu mă duc să fac plângere la poliție. Că eu trebuie să mă duc să fac plângere la poliție, pentru că nu mai sunt lucrurile mele în șifonier. Nu mai sunt jențele mele, nu mai sunt hainele mele de la tata, unde mi-a dat tata zeste tradiționale, nu mai sunt în șifonier. Am fost și le-am căutat și nu mai sunt. Rog frumos pe mama ei, pe frații ei să mă sună, să mă contactează. Că dacă nu mă sună și nu mă contactează să-mi spună unde sunt lucrurile mele, unde eu le-au adus, ce au făcut, să mi le aducă înapoi, dacă nu mi le aduce înapoi și nu ia legătura cu mine, o să mă duc la poliție să fac plângere penală, să fac o evaluare câte lucruri am avut și cât valorau, pentru că ca să mi le dă înapoi. Nu e posibil să facă una ca asta. Vă rog frumos să luați legătura cu mine, că dacă nu mă duc la poliție și fac reclamație penală, o să fac reclamație penală că e fur din casă și a stat în casa mea, mi-a distrus casa, mi-a distrus copiii, am îmbolnăvit copii, le teroriza, le amenința ea și cu Tomi pe copii și le terorizează acum la telefon, le amenință. Din ce cauză le amenință ea și cu Tomi? O să vă mai spun mâine ce se mai întâmplă. La toți fanii mei vreau să vă mulțumesc pentru că ne vizionați și vă rog frumos să dați un share mai departe pentru ca să ajungă live-ul ăsta la toți fanii mei și la toate neamurile lumei. Menajera să vadă ce a putut să facă, să-mi distrugă hainele, să-mi fură hainele din șponier, lucrurile, să le bândă în cențele și bijuteriile mele care erau de colecție. Ce vreau să vă spun, pentru că dacă voi ați înțeles ceva, acum câteva luni, zicem că era septembrie sau octombrie când ai plecat-o de acolo. Da, de că înainte de Crăciun, nu? Cam acolo, septembrie, octombrie. Sau nu știu, noiembrie, să zic, da, am venit eu septembrie, noiembrie, cam așa ceva. Luna de noiembrie, ea a plecat din casă și a venit Tomi cu nevasta lui, cu Olga. Da, a fost pe casă pentru că filmam la București, cu filmări cu fratele, okay. El când a venit în casa aia acolo lui Olga, Olga deja a început să plece din casă. Pentru că n-am vrut să-mi fac viața un chip. Deci ea n-a vrut ca să facă scandal, n-a vrut ca să deranjează pe Tomi, n-a vrut să-mi deranjează pe copii. Am zis să nu fac rău la copii, că-i fata lor. Treburi care nu aparține între familie. Au plecat, au venit aici și au luat un apartament, după cum vedeți. Este încă bine, n-a creat probleme nici într-o parte, nici în alta. Oare de ce Olga n-a prins ofensie să spune de ce a intrat Tomi în casa mea cu o nevastă, nu? L-a permit, l-a lăsat să doarme acolo și a făcut ce a făcut. Acum Olga nu s-a dus să doarme în casă. Prieten, s-a dus decât să vadă păcate, ca nepotul și lucrurile ei personale. Pentru că nu s-a dus până acum acolo și s-a dus Tomi ieri.
Sau alaltă, când ai fost acolo. Chiar mi-era dor de casă și am zis, hai să-mi iau niște haine de acasă. Ok. Am vrut să mă duc să-mi iau hainele mele, nici poneri de ale groase, ori de ale subțiri, să mai mă uit peste ele, să-mi aduc aici, la apartament. Eu m-am dus. Că m-am dus, nu le-am mai găsit. M-am dus cu ea, că nimeni dintre voi nu aș lăsa-o singură, da? Cred că și voi aș face lucrul ăsta. Nu ne-am dus să dormim, nu ne-am dus ca să luăm ceva din casă, nu ne-am dus ca să-i luăm lucrurile care, ce are și ce nu are, nu știm. Ne-am dus pur și simplu ca niște oameni serioși, cu bunătate, fără înjurământ, fără să înjure, fără să drecuie, fără să spune ceva, că s-o spart în casă, că e murdare, că a făcut ce a făcut. Olga n-a zis nimic și a tăcut din gură. În schimb, nu și-a mai găsit hainele, lucrurile și tot el aude că am fost acolo și începe să intre pe live-ul meu, de cum v-am spus, și înjură și face. Asta nu-i frumos, frate, din partea lui, pentru că are un comportament foarte urât. Asta am vrut ca să vă spun, să știți și voi, pentru că ce face el nu face bine. Trebuia să spune frumos așa, da, s-a dus acolo, bine, nu e nicio problemă, dar vedeți că casa este așa, este așa. Dacă are ceva pe casa aia, vreo chitanță de la ANAF sau de unde ia el, ce face și arată că e pe numele lui, este proprietate privată, pe numele cu așa, cum se numește el, nu știu cum, Constantin, Ion, Marin, da, frate, nu mai avem voie să intrăm în proprietate privată. Dar atunci, până când el nu are ce nimic, e Tomi Manibera? Colega este acolo. Are e tata la dreptul. Copii și are el drept. Ați înțeles. Are pe casa mea și pe copiii mei. E diferent. Că nu le-a crescut el. Eu le-am crescut. Eu mi-am făcut cașul și averul. Noi trebuie să intrăm în el, să aducem și noi niște oameni de la Craiova pe funguță. Oameni care sunt mai mari judecători de la Timișoara, de la Severin, de la Craiova, de unde este, să spune acolo două, trei cuvinte, să fie pace între ei, să vede ce să facă cu cășile care sunt, cu datorii, ce au ei între ei, să descurcă prieteni, pentru că e așa, e frumos. Nu mâine, păi mâine să vin eu acolo și să ia de Olga sau Olga de el și eu ce pot să fac, sau lucruri care nu ne așteptăm de pe zi pe alta, pentru că așa e frumos. Caracter și cu bun simț și cu vorbă bună. Să fie pace în toată lumea și să fim iubiți. Pentru că, știți, dacă nu iubire, tot nimic nu ai. Voi ați văzut pe live-ul meu pe care l-am făcut. Avea niște vorbe dure, niște vorbe care nu au fost la el. Posibil să-și dea seama. Da. El trebuie să se gândească. O să revine pe live-uri și el să-și cer scuze pentru că m-a jurat de mamă și nu știu ce. În fine. Vreau să termin pentru că sunt lucrurile foarte extreme de agresive. Nu vreau ca să intru în treburile lor, dar cu totul intru pe vloguri ca să vă povestesc. Și dacă aveți ceva de comentat, vă rog frumos să ne ajutați cu comentariile de pe live. Pentru că sunt importante niște cuvinte care voi veniți în potriva noastră. Că deocamdată nu știm ce o să facem și nu știm unde o să ieșim cu acest om. Ce să vă spun, că și eu am probleme la timpul meu și fiecare dintre voi, poate din probleme aveți experiență și ne așteptăm cu comentariile voastre. Vă pup dulce și vă aștept de curând. Și vă mulțumim mult pentru vizionarea noastră și vă rog frumos să-mi trimiteți mesaje dacă e adevărat ce spun și dacă am dreptate și dacă cum ați dus voi, ce defecte am eu, ca să știu că poate am defecte și nu știu, chiar voi știți, puteți să-mi spuneți și mie, pentru că ca să fiu mai puternică, să trec peste lucrurile ăștia care nu știu ce să mă mai fac, chiar sunt într-o situație foarte grea. Vă mulțumesc mult pentru vizualizări și Doamne ajută să fie cu Dumnezeu cu voi, să vă binecuvântează și cu noi. După cum vedeți, că Olga este într-o stare foarte agitată, deocamdată nu mai are nici cuvintele la ea.
Vă dați seama pentru ce a trecut și Olga, că este și Leo într-o chestie care voi știți cu toții, mai apare și asta zi. Tommy Manivele cu problemele lui, care el le suferă de câteva timp și o face pe Olga să sufere și mai mult. Și prea puțin pentru mine, pentru că să iau niște înșurături și atât de atât. Dar, după cum știți, am și eu problemele mele și nu vreau să fac parte de al lor. Trebuie să-mi văd de problemele mele, să-mi rezolv treaba pe care trebuie să-mi o termin până la capăt. Dar cu totul, cu totul, uite, sunt cu Olga aici și mai iau apărare din când în când, adică cu ce? Cu cuvinte, cu altceva. Eu nu pot să intru și să fac ceea ce nu-mi permite și să intru într-o discuție mai mare. Nu pot. Ei, discuția ei, lor, este între ei și trebuie să o ducem la bun sfârșit. Eu sunt alături de ea, nu o las niciodată în greutăți, cu cuvinte sunt alături de ea, dar mai mult nu am cu ce. Și eu sunt alături de Bogdan, tot ce face și tot ce gândește și tot. Vă mulțumesc frumos și stați alături de noi și dă-ne un comentariu frumos. Vă pup dulce și vă doresc o seară plăcută.